Municipiul Soroca va avea un nou scoar. Primăria intenționează să amenajeze spațiul din preajma blocurilor de locuit de pe strada Ștefan cel Mare din regiunea Pieții Centrale. Primarul Ilia Pilipeischi a menționat că obiectivul proiectului este ca în acest loc să fie amenajat un scoar cu alee pavate, cu flori, arbori și arbuști și felinare noi, fapt ce ar îmbunătăți aspectul estetic al orașului. Autoritățile au mai menționat că pe parcursul lucrărilor de construcție, care ar putea începe în scurt timp, accesul spre blocurile de locuit, spre piață, dar și magazinele din preajmă nu va fi blocat. Mai mult ca atât, nici copacii din zonă nu vor fi defrișați. La fel, primarul, în cadrul unei ședințe de lucru cu locuitorii, dar și agenții economici din zona respectivă, a propus să fie creat un grup de lucru din care vor face parte reprezentanții agenților economici, locatari ai blocurilor și specialiști din cadrul primăriei, care vor supraveghea corectitudinea implementării acestui proiect.